Mă numesc Rodica Roberta Gerebereș. Am împlinit vârsta de 25 de ani. Sunt un copil care de mică ceream ajutorul lui Dumnezeu. Îmi amintesc că aveam 8 sau 9 ani, iar fratele meu mai mic avea dureri groaznice de hernie. Cum îl luau durerile și până îl lăsau, stăteam închis în baie și ceream ajutorul lui Dumnezeu. Când auzeam că nu mai plânge, ieșeam să văd cum e, iar pe urmă mă întorceam înapoi și mulțumeam lui Dumnezeu pentru că mi-a ascultat rugăciunea. Poate unii din voi ați avut ocazia să vă îmbrățișeze măcar o dată tatăl vostru. Ați avut ocazia cui să-i spuneți ce vă frământă sau să vă bucurați de reușite. Eu, din păcate, nu m-am bucurat de asta, dar am un tată minunat, care e acolo sus în cer, care este lângă mine în orice clipă și în orice moment din viața mea și sunt foarte sigură de asta. De mică mi-am dorit botezul. La vârsta de 18 ani am avut botezul la ortodox. Vreau să vă spun că în ziua aceea m-am simțit mai sfințită, dar nu schimbată. Schimbarea mea a început acum un an, când am întâlnit o persoană care mi-a vorbit despre Isus, despre răpirea bisericii, despre vremurile care sunt și vremurile care vor veni. Așa am început să-mi șterg ochii tot mai bine, să văd tot mai bine lucrurile. Am primit o Biblie în perioada aceea. Eram atât de curioasă să văd ce scrie în Apocalipsă. Am început să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, să merg mai des la biserică și să-mi fie tot mai drag Dumnezeu. Într-o duminică, șeful meu m-a provocat să-mi fac o listă cu lucruri ce mă fac fericită. Îmi amintesc că am început să scriu acea listă, iar în primul punct care l-am bifat era Dumnezeu și am zis, hai să scriu de ce Dumnezeu mă face fericită pe mine. Și când am început acea listă, nu s-a mai terminat, tot venea să scriu rânduri. După ce am terminat lista de scris, mi-am dat seama cât de important e Dumnezeu în viața mea și cât de fericită mă face și că nici un moment din lumea asta nu m-ar putea face mai fericită ca El. Pentru că toate, pus pe moment, pentru câteva clipe, minute, iar Dumnezeu e pentru veșnicie. E important pentru mine. După ce am scris această listă, mi-am dat seama că știu ceea ce trebuie să fac și am luat decizia de a-L primi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Am început să-mi caut o biserică, dar mi-a fost foarte greu să mă decid. Până într-o duminică, mi-amintesc că în acea duminică tot ce mi-am propus era să mă odihnesc, iar sora mea Ramona era cu mine în cameră, vorbea cu o prietenă despre cateheză, dacă să meargă sau să nu meargă, era foarte decisă. După ce a terminat de vorbit, primul lucru care l-a făcut s-a uitat în ochii mei și a zis să merg cu ea. Am rămas uimită pe moment, nu știam ce să-i spun. Singurul lucru care le-am spus a fost că nu sunt decisă încă la o biserică. Ea a plecat, am rămas singură și m-am gândit dacă nu e întâmplător, dacă Dumnezeu vrea asta. M-am rugat în momentul acela și am cerut la Dumnezeu lumină, să mă lumineze, să mă facă să înțeleg propunerea surorii mele. După ce m-am rugat, mi-am amintit de un vers. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Acest vers l-am simțit ca un răspuns din partea lui Dumnezeu.
Iar tot ce am făcut în această duminică a fost să-i accept propunerea surorii mele și să nu mă gândesc la ziua de mâine și să fac azi ce mi-am propus să fac. Am mers împreună cu sora mea, Ramona, la cateheză în acea duminică, iar după puțin timp mi-am dat seama și de ce tatăl meu mă vroia aici, pentru că era singura biserică care s-a rugat pentru familia lui Cipri, Cipri fiind cumnatul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea s-a schimbat și prin el sunt mai fericită. Vreau să vă spun că am găsit adevărata bucurie, iar viața mea a recăpătat un sens.